Dragi prieteni, vă salut la un nou live după o perioadă de absență. În câteva momente pe care le-am la dispoziție, aș vrea să vă pun înainte o problemă pe care am întâlnit-o deseori între credincioși, și anume, care este relația dintre anumite conflicte pe care le putem avea ca și credincioși între noi, în familie sau cu necredincioșii, care este relația dintre aceste conflicte și participarea la cina Domnului. S-a vehiculat ideea aceasta și vreau să o analizăm din Scriptură, că dacă ai un anumit conflict cu o anumită persoană, credincioasă, necredincioasă, nu mai poți participa la cina Domnului. Sau ar trebui să îți amâni participarea la cina Domnului până se rezolvă conflictul ăla. Acum haideți să judecăm puțin situația practică. Dacă ești o persoană publică, dacă ești o persoană care reușești să generezi anumite animozități prin ideile pe care le spui și așa mai departe, s-ar putea ca, dacă ești de exemplu baptist sau pentecostal, să mai ai cina un an de zile sau ani de zile, pentru că totdeauna s-ar putea să ai anumite relații cu anumite persoane pe care nu le poți aduce la nivelul de plutire. Da? Nu poți să te împaci cu anumite persoane pentru că persoanele alea nu vor, pentru că nu ai posibilitatea și așa mai departe. Deci dacă ai luat ideea în sine și ai aplica-o în absolut toate cazurile, s-ar putea ca multe persoane să nu mai poată lua cina niciodată pentru că nu pot pur și simplu să pună pe picioare anumite relații care s-au stricat. Ideea asta că nu poți participa la cina Domnului în mijlocul unui conflict este luată din mai multe texte. Unul dintre texte este Matei capitolul 5, unde Domnul Iisus Hristos spune: dacă îți aduci darul la altar și acolo îți vei aminti că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și mergi întâi, împacă-te cu fratele tău și apoi vino și oferă-ți darul. Asta este unul dintre texte. Acum, foarte pe scurt, îs două situații de conflict la care am putea să ne gândim. Unu, când tu ai greșit fratelui tău. Doi, când el s-a greșit ție. Da? Și Scriptura ne prezintă două reacții diferite pe care trebuie să le ai în ambele situații. Dacă fratele tău ți-a greșit ție, Scriptura nicăieri nu spune: nu te du la închinare, nu lua cina Domnului și așa mai departe. Dacă fratele tău ți-a greșit ție, Biblia spune: du-te și mustră-l între tine și el singur. Deci dacă fratele tău ți-a greșit ție, Biblia nu spune: așteaptă ca el să vină să-ți ceară iertare. De asemenea, nu e responsabilitatea ta să te duci tu să-ți ceri iertare. Zici: domnule, numai să ne împăcăm, chiar dacă a greșit el. Așa ceva nu găsești în Biblie. Deci tu să-ți ceri iertare dacă n-ai greșit, doar ca să împace lucrurile. Biblia niciodată nu sacrifică adevărul doar pentru ca să funcționeze o relație. Aia nu este o relație adevărată, da? Dacă tu trebuie să-ți ceri iertare când altcineva a greșit, numai ca să meargă lucrurile bine. Aia nu înseamnă că merge lucrurile bine. Deci nu este nicăieri în Biblie învățat așa ceva. Tu să-ți ceri iertare când celălalt a greșit. Dacă celălalt a greșit, unu, nu trebuie să aștepți tu să vină el să-ți ceară iertare. Doi, trebuie să te duci să-l mustri între tine și el singur. Matei capitolul 18. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Deci Biblia 1 nu spune să-ți ceri tu iertare dacă n-ai greșit, și 2 nu spune nici să stai cu mâinile în sân și să spui: ei, treaba lui. Dacă vrea să vină să ne împăcăm, bine, dacă nu, nu. Nu. Este responsabilitatea ta să te duci să-l mustri. Deci responsabilitatea este foarte clar definită acolo, da? Te duci să-l mustri. Nu te duci să-l mângâi în prostia lui sau în păcatul lui. Nu te duci să-l minți, nu te duci să-ți ceri tu iertare, nu te duci să-i justifici păcatul. Nu te duci să-i spui: lasă că trec eu, nu-i nevoie să te pocăiești. Da? Te duci să-l mustri între tine și el singur. Sigur, lucrul ăsta trebuie făcut cu blândețe, cu atenție și așa mai departe. Cealaltă situație este în care fratele tău fratele tău îți păcătuiește ție, ci tu păcătuiești fratele tău. Da, asta e a doua situație. Nu fratele tău păcătuiește, ci tu ai păcătuit de fratele tău. Sau poate e o situație în care amândoi ați păcătuit. Dar luăm situația în care tu ai păcătuit de fratele tău. Da? Și aici s-ar încadra
pasajul din Matei, capitolul 5. Matei, capitolul 5, în primul rând, nu vorbește despre cina Domnului. Matei, capitolul 5, nici măcar nu era instituită cina Domnului. Deci ar trebui scos din calcul faptul că Matei, capitolul 5, se referă la cina Domnului, pentru că nici măcar nu era instituită cina Domnului. Cina Domnului ajunge să fie instituită mult mai târziu, peste vreo 20 de capitole. Da. În al doilea rând, Domnul Iisus Hristos vorbește despre o practică care exista doar în poporul Israel. Era un altar, era un templu, erau oameni care se duceau, evrei, iudei, care se duceau la altar și aduceau darul lui Dumnezeu. La asta se referă. În al treilea rând, pasajul acesta nu se referă la orice fel de conflict, ci se referă la o situație de conflict în care individul care se duce și aduce darul sau se duce să închină și aduce aminte că a greșit fratelui lui. De ce spun lucrul acesta? Pentru că mai înainte spune Domnul Iisus așa: ați auzit că s-a spus celor din vechime să nu ucizi, iar oricine va ucide va fi supus judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va fi supus judecății. Iar oricine va spune fratelui său nebunule, da, va fi, sau prostule, va fi supus judecății Sinedriului, iar oricine va spune nebunului va fi supus ghenii focului. Deci dacă da, este o concluzie. Dacă te-ai mânia pe fratele tău și ai spus prostule sau nebunule și te duci la altar sau te duci la templu și îți aduci darul și îți aduci aminte acolo că fratele tău are ceva împotriva ta, adică pe drept are ceva împotriva ta pentru că te-ai mânia pe el și ai spus prostule sau nebunule, da, ai generat un conflict, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și mergi întâi în pacte cu fratele tău și apoi vino și oferă-ți darul. Deci acesta este contextul. Contextul este că vrei să te duci să slujești lui Dumnezeu, să ai un moment de închinare înaintea lui Dumnezeu, să-ți duci darul înaintea lui Dumnezeu și ți-aduci aminte că ai o relație nerezolvată cu fratele tău în care tu ai greșit fratelui tău. Responsabilitatea ta, spune Scriptura, nu este să nu te mai închini lui Dumnezeu, să nu mai slujești lui Dumnezeu. Responsabilitatea ta este să ții lucrurile acestea două împreună și să înțelegi că relația ta cu Dumnezeu este legată de relația ta cu fratele tău. Și că închinarea ta, în timp ce în mod conștient și voluntar trăiești într-un conflict cu fratele tău, închinarea ta nu este primită de Dumnezeu. Da? Du-te și rezolvă-ți relația stricată cu fratele tău, pe care tu ai stricat-o, și apoi du-te să te închinui Dumnezeu. Acum haideți să punem posibilitatea aceasta în care fratele nu vrea să se împace cu tine. Nu mai poți tu să te închinui Dumnezeu? Ba da. Tu ți-ai făcut datoria ta. Datoria ta. Facem o recapitulare. Datoria ta, când cineva a greșit față de tine, este să-l ierți necondiționat. Este un act unilateral. Că el vrea să se împace cu tine, nu vrea să se împace cu tine, nu are nicio treabă. Trebuie să-l ierți necondiționat și să-l mustri pentru păcatul pe care l-a făcut. În al doilea rând, în al doilea caz, dacă tu ai păcătuit față de fratele tău, responsabilitatea ta este să te duci, să-ți ceri iertare și să te împaci cu el. Că el nu vrea să facă lucrul ăsta, nu are niciun fel de nu trebuie să aibă niciun fel de repercursiune asupra ta. Tu ești dezlegat față de fratele tău dacă tu ți-ai cerut iertare, dacă tu ai vrut să te împaci cu el și poți să te duci să te închini lui Dumnezeu. Acum, haideți să facem o diferență foarte clară între slujirea mea înaintea lui Dumnezeu și cina Domnului. Cina Domnului nu este un mod în care eu îl slujesc pe Dumnezeu. Cina Domnului nu este darul pe care eu îl aduc la altar. Cina Domnului este ceva ce Dumnezeu face față de noi. Cina Domnului este un har, un privilegiu. Este o masă pe care Dumnezeu o întinde înaintea noastră. Da? Este un har pe care Dumnezeu ne-l dă. El întinde masa înaintea noastră. El ne invită. Noi suntem invitați la masă. Noi nu ne ducem să slujim la cina Domnului. Noi nu ne ducem să facem ceva pentru Dumnezeu la cina Domnului. Cina Domnului nu este un dar pe care noi îl dăm lui Dumnezeu. Cina Domnului nu este în niciun fel legată de evenimentul descris de Domnul Iisus în Matei, capitolul 5. În niciun fel. Sunt două chestiuni total opuse. Aici vorbește despre un dar, o slujire, o închinare pe care o am înaintea lui Dumnezeu. Cina Domnului este ceva ce Dumnezeu face față de noi. Este momentul în care El ni-l dă pe Domnul Iisus Hristos prin aceste simboluri. Ni-l dă în mod spiritual pe Domnul Iisus Hristos să ne împărtășim cu El. Sunt două chestii opuse. Aici, în Matei 5, eu dau lui Dumnezeu, eu slujesc pe Dumnezeu, eu inițiez, eu acționez.
în cina Domnului, Dumnezeu mi întinde masa, Dumnezeu mă cheamă, Dumnezeu mă invită, Dumnezeu mă primește, Dumnezeu mă binecuvântează, Dumnezeu mă împărtășește cu Domnul Iisus Hristos. Deci, acestea sunt două situații diferite. Rămâne totuși o întrebare. Ce să faci dacă te duci la cina Domnului, la masa Domnului, la frângerea pâinii și îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta? Întrebarea care se pune este, care din acestea două situații sunt? Tu i-ai greșit fratelui tău sau fratele tău ți-a greșit ție? Dacă fratele tău ți-a greșit ție, opinia mea și aș dori să văd din Scriptură o altă perspectivă. Te poți duce liniștit la masa Domnului, dar să-ți înțelegi responsabilitatea ta de a-l ierta pe fratele tău și de a-l mustra. Dacă tu, ca și credincios, nu-l ierți pe fratele tău care ți-a greșit și a păcătuit și nu vrei să te duci să îl mustri pe fratele tău pentru păcatul tău, atunci ai o problemă și cred că se pune problema neparticipării la masa Domnului pentru un păcat de care nu vrei să te pocăiești. Și păcatul este păcatul neiertării și doi, păcatul este păcatul neascultării de porunca Domnului Iisus, care este să te duci să-L mustri pe fratele tău. Deși dacă fratele tău a păcătuit față de tine, în momentul în care tu începi să trăiești într-un păcat deliberat, începi să afectezi spiritual adunarea și să strigi mărturia adunării. Și tu să contribui la fracturarea relațiilor dintre frați. Acum, Scriptura nu spune să nu te duci la masa Domnului. Scriptura spune să-ți repare relațiile și să te duci la masa Domnului. Să te cercetezi pe tine însuși și să, așa să mănânci și să bei din masa Domnului. Așadar, dacă fratele tău a păcătuit față de tine, du-te și mustră-l între tine și el singur. Și iartă-l. Nu pleca de la masa Domnului. Nu sta jos și zice, nu iau masa Domnului fiindcă fratele meu a păcătuit față de mine. Iartă-l și ia parte la masa Domnului. Eliberează-ți inima față de el, da? Asta trebuie să faci. Soluția nu este să nu participi la masa Domnului, da? Dacă însă trăiești într-o perioadă lungă de timp de neiertare, da? În mod deliberat nu vrei să te duci să-l mustri pe fratele tău, deși el ți-a greșit, atunci ai o problemă. Ai o problemă și fracturezi relațiile din trupul local al Domnului Iisus Hristos. Și într-adevăr, participarea la masa Domnului este exact opusul a ceea ce faci tu. Tu păstrezi această relație ruptă, chiar dacă altcineva a rupt-o, da? Tu nu te duci să-l mustri, da? Sau nu vrei să-l ierți. Păstrezi această fracturare a relației și totuși te duci la masa Domnului și mărturisești că te afli într-o relație bună cu frații tăi. Și asta este o minciună, adică minți prin participarea ta la masa Domnului. În al doilea caz, sau în a doua situație, dacă tu ai păcătuit față de fratele tău, du-te și împacă-te cu el. Din nou, soluția nu este să nu iei parte la masa Domnului. Soluția este să te împaci cu fratele tău, să-ți ceri iertare și să participi la masa Domnului. Din nou, aici situațiile se împart. Dacă fratele tău nu vrea să te ierte, tu tot trebuie să te duci la masa Domnului pentru că ți-ai îndeplinit responsabilitatea ta, da? Care era să-ți ceri iertare, să-ți mărturisești păcatul față de fratele tău, să-ți ceri iertare și să dorești să te împaci. Dacă el nu vrea să se împace cu tine, tu te poți duce la masa Domnului pentru că ești liber înaintea lui Dumnezeu de responsabilitatea ta. Dacă el vrea să se împace cu tine, din nou te poți duce la masa Domnului pentru că ți-ai îndeplinit responsabilitatea ta. Așadar, participarea la masa Domnului ține de atitudinea mea față de Dumnezeu și față de frații mei. Față de Dumnezeu și față de frații mei. Acum, dacă tu te duci la masa Domnului și îți aduci aminte la masa Domnului că ai o relație nerezolvată cu unul din frații tăi, de exemplu că i-ai greșit cuiva și nu ai apucat să-ți ceri iertare, opinia mea nu este că trebuie să renunți să iei parte la masa Domnului. Opinia mea este că trebuie să iei parte la masa Domnului, dar cu atitudine corectă a inimii, adică cu o hotărâre serioasă, cu o decizie serioasă înaintea lui Dumnezeu de a rezolva lucrul acela. Adică după ce ai stat la masa Domnului și ai ieșit afară, dacă e un frate din adunare, te poți duce atunci să îți cere iertare, da? Care e problema? Îl chemi afară și îți cere iertare de la ea. Dacă este cineva cu care nu te poți întâlni atunci, imediat după aceea sau în perioada imediat următoare, dai un telefon, îți cere iertare,
îți mărturisești păcatul și rezolvi problema. Da? Deci soluția, din ce înțeleg eu în Sfânta Scriptură, nu este, soluția niciodată nu este, să nu participi la masa Domnului. Soluția este să participi la masa Domnului și să ierți pe frații tăi, să te împaci cu frații tăi, să-i musi pe frații tăi dacă trebuie. Acum există o diferență foarte mare între iertare și împăcare. Și mulți oameni nu fac distinția aceasta. Iertarea este un act unilateral. Dacă cineva a păcătuit față de tine, trebuie să-l ierți. Că-și cer iertare, că-și mărturisește păcatul, că se pocăiește, asta nu este treaba ta. În ce privește iertarea? Tu trebuie să-l ierți. Necondiționat, întotdeauna. Indiferent ce ți-ar fi greșit, indiferent de câte ori ți-ar greși, indiferent cine este persoana care îți greșește, trebuie să-l ierți. Iertarea este un act unilateral. Dar împăcarea este un lucru care ține de ambele persoane. Împăcarea înseamnă că trebuie să ajungeți amândoi la masă, persoanele care au fost implicate în conflict, și să vă puneți înainte problemele, perspectivele, ideile, situația, să o discutați și să vă cereți iertare unul la altul, dacă amândoi ați greșit, și să vă împăcați. Da? Împăcarea ține de ambele părți. Împăcarea, tu nu poți produce tu prin tine însuți împăcarea. Împăcarea ține și de cealaltă persoană. Da? Tu poți iniția procesul împăcării, dar nu poți finaliza, pentru că împăcarea ține și de celălalt. Împăcarea poate să fie în anumite etape, da? Dacă sunt implicate mai mult de două persoane, de exemplu. Așadar, iertarea este un act unilateral, ține doar de tine, trebuie să faci lucrul ăsta că este porunca lui Dumnezeu. Împăcarea trebuie să o cauți, dar nu o poți finaliza decât dacă și partea cealaltă este de acord să se împace. De asemenea, e foarte important să facem distinție între iertare și încrederea pe care o acorzi cuiva. Vreau să vă dau o situație extremă ca să înțelegeți diferența. Dacă cineva te-a furat în repetate rânduri, o persoană apropiată, te-a furat din casă, tu trebuie să o ierzi de fiecare dată, chiar dacă te-a jefuit, trebuie să o ierzi de fiecare dată. Dar asta nu înseamnă că îi vei acorda aceeași încredere. Asta nu înseamnă că vei primi la fel în casa ta sau în curtea ta. Da? Poți să-l ierți, el poate să-și ceară iertare, poate să existe un nivel de împăcare, asta nu înseamnă că există același grad de încredere. Au fost situații în care unele persoane au făcut fapte absolut deplorabile, pe care nici măcar nu vreau să le pomenesc. Asta nu înseamnă că cel care l-a iertat îi acordă neapărat aceeași încredere. Vedeți așadar că există anumite nivele în care putem să mergem în relația cu ceilalți. Iertarea este obligatorie, împăcarea îl implică și pe celălalt, implică participarea celuilalt, însă încrederea este un lucru care dacă se pierde, el se câștigă în timp. Nu ești obligat să acorzi încredere unei persoane. Nicăieri Biblia nu îți spune să acorzi aceeași încredere tuturor persoanelor. Așadar, participarea la masa Domnului nu are de-a face cu Matei capitolul 5. Matei capitolul 5 are de-a face cu închinarea sau slujirea sau un dar pe care un om, un evreu, îl ducea la altar. Și principiul pe care îl putem într-adevăr extrage de acolo este că slujirea lui Dumnezeu trebuie să meargă mână-mână cu relațiile pe care le-am cu ceilalți. Este de responsabilitatea mea să-mi cer iertare de fiecare dată când greșesc celorlalți. Da? De fiecare dată când știu că ceilalți au o supărare împotriva mea. Trebuie să fac lucrul acesta, altfel Dumnezeu nu primește închinarea sau slujirea mea. Însă participarea la masa Domnului este un har, un privilegiu pe care Dumnezeu ne-l dă. El ne binecuvântează atunci, da? Într-un fel, El ne slujește dăruindu-ne-l în mod continuu prin credință pe Domnul Iisus Hristos prin aceste simboluri. Sper că v-a fost de folos aceste puține cuvinte. Dacă aveți întrebări sau aveți idei opuse a ceea ce am spus eu, aș fi curios să le aud și să le discutăm. Îți deschis la alte perspective, îți deschise la alte opinii, îți deschis la alte idei legate de subiectul acesta. Dar din punctul meu de vedere, există foarte multă confuzie legată de subiectul acesta și există foarte mulți oameni care se lipsesc pe ei înșiși de harul
participării la frângerea pâinii, pentru că știu că există anumite persoane, nu știu pe unde, care au ceva împotriva lor, fără ca ei să le fi greșit neapărat. De exemplu, eu deranjez pe foarte mulți oameni prin lucrurile pe care le spun, deranjez pe foarte mulți oameni prin ideile pe care le am, sunt foarte mulți oameni care au ceva împotriva mea, față de care opinia mea este că nu am greșit. Față de noi am greșit și dacă îmi dau seama de lucrul ăsta, trebuie să încerc iertare. Dar față de multe persoane nu am greșit. Este doar opinia lor că am greșit față de ei. Da? Și ei sunt deranjați de anumite lucruri pe care le-am făcut eu. Pe care ei le consideră greșite. Da? Lucrurile respective pot să nu fie greșite. Asta nu înseamnă că eu niciodată nu mai pot participa la cina Domnului pentru că cineva în lumea asta e deranjat de un clip de-a meu, e deranjat de o predică de-a mea, e deranjat de un articol de-a meu. Da? Sau cineva pe care l-am analizat public e supărat din cauza asta. Asta nu înseamnă că eu nu mai pot participa la cina Domnului pentru că cineva are o supărare. Cina Domnului nu are de-a face cu lucrul acesta. Repet, dacă lucrurile ar fi așa, niciodată n-am mai luat cina Domnului pentru că totdeauna cineva se va găsi să aibă ceva împotriva noastră. În același timp, vreau să subliniez lucrul acesta, un credincios care participă la masa Domnului, la cina Domnului, la frângerea pâinii, trebuie să caute să aibă întotdeauna relații bune cu frații lui. Și într-adevăr, dacă este un om conflictual, un om care se află într-un război cu frații, un om care generează conflicte, un om care nu vrea să se pochească, da? Este într-o stare de nepocăință, el nu trebuie să participe la masa Domnului, nu pentru că Domnul nu-l primește, ci pentru că el, prin conflictul continuu pe care îl are, transmite un mesaj opus decât ceea ce se arată la masa Domnului. La masa Domnului, zice Pavel, avem toți o pâine și arătăm că suntem un trup, da? Luăm toți dintr-o pâine și arătăm că suntem toți un trup. Dacă eu fracturez, da? Sau încep, trăiesc într-o stare continuă de fracturare, da? A mădularelor din trupul local al Domnului Iisus Hristos, cum pot eu să mă duc la cina Domnului și să transmit un mesaj care este un mesaj mincinos, înșelător, opus a ceea ce eu trăiesc în fiecare zi? Dar există o diferență, cred că a observat lucrul acesta. Există o diferență fundamentală între o viață conflictuală pe care o trăiesc unii credincioși, cu ghilimele de rigoare, Dumnezeu știe dacă sunt credincioși, o viață conflictuală, un stil de viață în care îl generează în conflicte și un conflict particular, da? O situație, da? Conflictuală. Sunt două distinții pe care, două situații diferite pe care trebuie să le distingem, da? Este o distinție, o nuanță pe care trebuie să o facem pentru că este fundamental. De exemplu, tu poți să ieși duminică dimineața din casă și să ai un schimb de vorbe, da? Sau o situație cu soția sau cu cineva acolo, o situație conflictuală în care ați spus anumite cuvinte care nu au fost cum trebuie și ați venit la masa Domnului. Ceva, mai particip la masa Domnului sau nu? Opinia mea este că da, dar inima ta trebuie să fie sinceră atunci, hotărâtă, determinată, ca imediat ce s-a terminat slujba, dacă te poți întâlni cu persoana cealaltă, dacă îi poți da un telefon, să-i spui, uite, îmi pare rău că am spus lucrurile alea, te-au deranjat? Dacă da, îmi pare rău pentru deranjul pe care ți l-am creat. Dacă el spune, nu m-a deranjat, uite, eu totuși cred că am greșit. Îmi pare rău pentru lucrul acesta, da? Deci nu te jefuiești pe tine de participarea la masa Domnului pentru faptul că apar, le-aș numi, mici tensiuni care apar, de exemplu, în familie sau care apar în relația cu alți oameni. În același timp, nu vreau să dau să deschid o poartă pentru unele persoane și să zic, a, vezi, o zis că poți participa la masa Domnului și dacă trăiesc în conflicte cu ceilalți. Nu, fac distinția foarte clar. Într-un stil de viață de conflict, da? Când tu nu vrei, în mod continuu, nu vrei, fie să te pocăiești de păcatele tale, fie să îi ierți pe cei care ți-au greșit ție, fie nu vrei să te duci să te împaci cu cei cărora le-ai greșit, asta e una. Și doi, situații obișnuite care apar poate în fiecare zi, anumite vorbe, anumite atitudini pe care trebuie să le rezolvăm într-un fel din mers. Da? Și se întâmplă că o asemenea situație are loc chiar înainte de masa Domnului și nu poți, nu apuci să îi spui un cuvânt de iertare sau un cuvânt de liniștire, de împăcare persoanei pe care poate ai deranjat-o. Poate nu s-a deranjat, da? Deci sunt două lucruri complet diferite. Două lucruri complet diferite. Și una e să stai la masa Domnului sau la frângerea pâinii și să zici da, cândva o să rezolve problema asta, vom vedea noi când, știi, numai ca să poți lua masa Domnului. Nu. Inima ta trebuie să fie sinceră înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare dintre noi. Inima trebuie să fie sinceră, total sinceră. Domnule,
îs determinat, îs hotărât să rezolv situația asta, micul acesta conflict cu persoana respectivă cu prima ocazie. Da? Voi căuta să rezolv lucrul acesta. Acesta este modul în care eu văd lucrurile. Ca un sumar, când cineva îți greșește ție, datoria ta este 1. Să-l ierți, 2. Să te duci să-l mustri. A doua situație. Dacă tu greșești cuiva, responsabilitatea ta este să te duci să cauți să te împaci. Dacă el te iartă, bine, dacă nu te iartă, nu-i treaba ta. Da? În ambele situații, tu ai libertatea să participi la masa Domnului și ai libertatea să slujești. De asemenea, faceți distinție foarte clară între a sluji voi pe Dumnezeu, a da un dar, a face ceva pentru Dumnezeu. Puteți folosi multe expresii pentru a descrie lucrul acesta. A sluji lui Dumnezeu și doi, a participa la masa Domnului, care nu este o slujire pe care noi o facem cu Dumnezeu. Cred că astea sunt două situații pe care trebuie să le gândim distinct, diferit în ce privește participarea noastră la masa Domnului. 1. Participarea la masa Domnului când un om trăiește în mod constant în conflict și nu vrea să se pocăiască, participarea la masa Domnului trebuie, din punctul meu de vedere, interzisă și individul trebuie disciplinat. Și dacă e disciplinat, nu mai poate participa la masa Domnului până când se pocăiește. Dacă el nu vrea să se pocăiască, el este într-o relație fracturată cu trupul local și nu are voie să participe la masa Domnului pentru că transmite o minciună, o înșelătorie prin masa Domnului. În același timp, a doua situație de conflict pe care am spus-o este când există un mic deranj între un frate și altul sau în familie și unul apuși să rezolvă problema aia. Din punctul meu de vedere, poți participa la masa Domnului cu hotărârea puternică, determinarea de a te duce și a cere iertare și a rezolva problema respectivă. Fie că celălalt vrea să te ierte sau nu vrea să te ierte, tu îți faci datoria și ai libertatea aceasta înaintea lui Dumnezeu. Dacă considerați că mesajul acesta este unul care reprezintă perspectiva biblică și credeți că e de folos și pentru alții, dați un like, dați un share și ne vedem la următorul live.